Oameni buni, suntem exact la poalele muntelui Gutin, la intrarea în adevăratul Maramureș istoric, în satul Mara, în comuna Mara, aici unde Alexandru împreună cu soția lui au reușit să pună bazele unei păstrăvării și am venit special să aflăm ce face domnia sa iarna cu păstrăvul, astfel încât primăvara, vara și până în toamnă să aibă întotdeauna terasele pline. Este o operațiune destul de complicată din câte vede și dumneavoastră, pentru că exact în plină iarnă acum unele bazine sunt asanate, sunt curățate ca să se poată băga înapoi apă, păstrăvul să fie cât mai sănătos cu putință atunci când vin vizitatorii și consumatorii. E greu iarna cu păstrăvii, domnul Sam? Cu păstrăvii este greu în toată perioada anului, tot timpul trebuie să fii foarte atent, nu este un lucru așa cum pare, ca și multe lucruri care se văd și nu sunt chiar departe, multe se văd frumoase și ușoare. Da. Deci cu cât ești mai atent în toată perioada anului, inclusiv la ploi, secete, foarte important, ne ajută foarte mult codul galben, când atunci suntem foarte atenți că vine viitura și trebuie să luăm unele măsuri, tot așa și seceta, când ne ajută foarte mult starea vremii, de la televizor, de unde ne informăm. Pentru păstrăvi este important. Știți atunci ce măsuri să luați, ce să faceți, exact, din timp ca să preveniți accidente. Exact, da. Pe urmă, perioada de iarnă este și tot așa și pentru ei grea, deci este dificil gheață, se blochează la intrare apa tot timpul, deci probleme sunt ca în orice domeniu. Vă ajută faptul că aici ați captat pentru a avea apă în bazine un izvor din zonă. Da. Și avem celebra cascadă, care de data asta, fiind înghețată, nu funcționează. Da. Deci, cascada a fost creată pentru o imagine a păstrăvării și totodată pentru o secetă care, exemplu, anul trecut, neprevăzută, când noi băgăm foarte mult puiet ca să avem necesarul de pește și ne trezim cu o secetă maximă, atunci oxigenul din apă scade, peștii rămân aceiași și nu mai au oxigen suficient și de aia a fost necesară o nouă aducțiune, care a creat și un aspect plăcut pe păstrăvărei și totodată o oxigenare artificială care cade apa de la înălțimea de 25 de metri, după care intră în bazine la pești și se duce înapoi la râu. Ceea ce, dincolo de impresie artistică, vă ajută să aveți niște păstrăvi ca în apa de munte, cu adevărat. Mai fericiți un pic. Și clienții mai fericiți și peștii. Aveți 4 bazine. După mărime, după vârstă, vă dezvoltați singur puietul, nu? Da, da, și deci tot timpul va trebui să fie pește mare, pește până la cel mai mic. Deci totodată când se termină peștele mare într-un bazin, urmează alt bazin și același ciclu cât trăim noi și clienții. Aveți și maternitate proprie pentru ei sau luați direct puiet? Avem la 3 km maternitate, unde acolo îl producem și pe urmă el tot vine sortat. Exact, ăla mai mare se sortează, dacă e din aceeași generație se sortează, se pune într-un bazin, ăla care merge mai încet, pe urmă ajunge și el la greutatea cu întârziere. Bun. Toată lumea știe cum arată un păstrăv, când e bun de mâncat, bănuiesc că toți oamenii au gustat măcar o singură dată păstrăv. Haideți să rămânem aici la partea nevăzută a lucrurilor. Cât de greu este să întreții iarna și dincolo de aceste guri de oxigenare, dincolo de apa care cade, cât de greu este să-i crești și dacă reușiți să-i creșteți numai cu nutrienții pe care găsesc ei în apa cu care alimentați bazinele sau vorbim și de hrănire artificială? Deci nu este atât de greu ca să crești după cât este de periculos. Deci ceea ce vă spuneam mai înainte, pericolul foarte mare este seceta agresivă, ploile care pot să vină enorm de torențiale, cineva, dacă nu este pe fază și intră o... Și atunci dați drumul la apă la stăvilare? Da, atunci trebuie închisă pe jumătate de oră pe asta, dacă nu va intra o apă foarte... Deci vorbim de o caniculă și o ploaie torențială, unde imediat va veni o apă foarte fierbinte, poate să aibă 26 de grade și foarte murdare. Și datorită turbidității ei mor. Da, dacă vor fi hrăniți cu o oră înainte și vine apa aia așa de murdară, poate să moară chiar. Deci nu este așa de greu cât de periculos este. Am înțeles, cu pierderi foarte mari. Anul trecut a fost o secetă care nu mai trebuie povestită, că toți am trăit-o. V-a afectat populația de păsărăvi? Nu ne-a afectat deloc, chiar de aia, deci, până mare atenție. Deci, aia, deci tot timpul a fost
atent monitorizat ce trebuie făcut în fiecare zi. Ați pornit de la un bazin mic, știu de evoluția acestui complex. Acum aveți și o mică pensiune cu restaurantul la parter, în care oferiți și locuri de cazare. Câte locuri de cazare aveți? Păi, 4 camere. Avem cu pat matrimonial, deci înclădirea aia așa, atâta a încăput, așa a fost gândită, mai mică, cu ideea să facem o clădire mai mare, uite acolo, așa pe coastă, am cumpărat terenul ăla, dar cam deodată am făcut podul, drumul și chiar ne-am gândit foarte serios să mai amânăm investiția, fiind vorba de o sumă foarte mare. Totodată am continuat să cumpărăm 20 hectare de teren de aici în sus și ne-am gândit foarte serios de a produce prima dată deci animale, adică pentru pensiunea care există cam deodată, adică să avem oi, capre, porci, găini și așa mai departe și după aia eventual să ne gândim la clădiri, că clădiri sunt multe și toate cu mâncarea care o știm. Asta înseamnă că îi provocați dincă de pe acum pe consumatori, pe vizitatori și le garantați că dacă vin, iau un păstrăv curat și tot curată va fi și brânza, da, tot sănătos. Dar de când pasiunea pentru animale și pentru pește? Păi pasiunea, deci cu asta am crescut. Lângă apă și cu animale. Deci lângă o vale unde căutam păstrăvi și chiar găseam și lângă animale și mi-am dat seama că tot felul de afaceri am făcut de altele care la toate am renunțat și am venit în natură și în ceea ce îmi place. Și cum e natură? Cum e natură totuși? Foarte diferit față de oraș, nu? Foarte bine, foarte bine chiar. Deci aici te simți liber. Te duci încolo, te duci încolo, nu trebuie... Aoleu, semaforul, trebuie să mergi înainte, nu? Nu mai poți să mergi înapoi. Vreau să vă întreb, dincolo de toate aici, vorbim de o investiție strict personală sau ați accesat anumite fonduri? Nu am accesat anumite fonduri în situația în care criza europeană și toate alea amânăm și nu știu dacă o să ajungem să accesăm sau nu. Vreau să vă întreb, aduceți, odată cu dezvoltarea acestei afaceri de familie, aduceți foarte multă clientelă zonei și foarte multă reclamă localității dumneavoastră. Ce fac autoritățile locale pentru dumneavoastră sau ce fac autoritățile județene? Pentru că deja ați devenit un brand aici și existați ca un punct turistic pe harta celor care traversează zona. Păi ce să vă spun, în primul rând nu ne încurcă, știți? Și ăsta e un ajutor. Și dacă nu ne încurcă, eu zic că e un ajutor. Altceva nu prea, nu prea. Na, primăria a străduit să introducă apa potabilă în comună de înaltă valoare calitativă, deci cu bazine într-un stil foarte... Aia o să ne ajute. Până atunci noi avem apa proprie dintr-o fântână care ne aprovizionăm pentru păstrăvărie de direct din izvor, dar așa altceva cam greu. Bun, ce ar trebui să facă din punctul dumneavoastră de vedere? Hai să punem problema invers. Autoritățile, ce ar trebui să facă pentru oamenii cu inițiativă ca dumneavoastră? Pentru că se vorbește mult, hai să-i sprijinim pe investitori, hai să-i sprijinim pe oamenii care vor să dezvolte comunitățile rurale. Dar iată, când e vorba de chestiuni practice, nu mai face nimeni nimic. Ce să vă zic, deci măcar drumul ăsta, dacă, deci nu, chestii care ați spus de județ, deci drumul ăsta să n-aibă găuri, domnule. Ăsta e un avantaj pentru mine, că nu mai cântă mașinile când trec pe aici. Alea stricate cântă și deranjează. Ce să vă spun altceva, câte nu-s de făcut, toți știm ce de făcut, nu? Bun, știm că e greu, poate și lor le greu, știu eu, poate noi vorbim de aici, domnule, nu fac, nu știm exact dacă am fi noi, am reușit sau nu. Corect. Până una alta, haideți să vedem păstrăvii, să vedem, să ne spuneți aici în ce constau aceste lucrări de primăvară. Cât de importante sunt pentru păstrăvii pe care veți băga aici aceste lucrări de primăvară de decolmatare? Deci aici urmează să punem puiet, în jur de 50.000 de puiet la 5 grame, care... Asta înseamnă un an de zile, nu? Da, da, nu chiar un an. Asta înseamnă 8 luni. Și este foarte important pentru puiet ca să găsească bazinul curat de la peștele care au fost aici, fiind pește matur,
rămân tot felul de... Deci cu ocazia asta spălați și de excrementele de la pești care au fost aici, dar și de la mizeria adusă de la apă, nu? Da, rămâne super curat cât putem posibil, se lucrează în jur de 4 zile, tot spălăm, tot până rămâne curat și pe urmă se umple înapoi și introducem păietul. Vreau să vă întreb, ce soiuri de păstrăv aveți aici? Nu mai păstrăv curcubeu. Da. Și pe care prima dată l-ați adus din altă parte, acum aveți propria maternitate. Da, da. Păstrăvul curcubeu, dacă dumneavoastră știți, a fost adus în România în 1902, la Valea Pudnei, pentru prima dată. O poveste foarte frumoasă, dacă noi ne-am dus în Moldova și am ajutat ca să facă țara, ei ne ajută cu păstrăvul acum, nu? Deci de aia este o meserie foarte grea, care nici n-apucă să se învețe bine, dar apoi să se mai și spună. Că nu este ca și oieritul sau ca albinăritul, care are 1000 de ani, 2000, nu? Și de aici păstrăvul original din America de Nord, care trăiesc și în fluviile alea mari, nu este un păstrăv, este un păstrăv ca toți peștii, numai el se adaptează și în condițiile astea. Deci nu este, deci este păstrăv exact ca indigenul nostru, numai că nu este al nostru. Deci este mai cu minte, de fapt. Mai cu minte. Băia mai bun, băia mai bun. Un pic mai bun. Bun, dar haideți că ați îmbinat aici, într-un mod tradițional, piatra cu lemnul, exact așa cum făceau strămoșii noștri. Foarte mult lemn, foarte multă sculptură, o amprentă pe tradiție. De ce atâta plecare pe lemn? Păi, acum, dacă lemnul e chiar lângă noi și piatra, acum asta făceau strămoșii noștri, nu? Își făceau casa de lemn, că lemnul era lângă ei. Piatra era aproape, din Albiarul. O aranjau, da. Și dacă ne uităm la vecinii unguri care nu au atâta lemn, și ei au pus lemn mult și arată foarte bine. Deci lemnul, oriși unde îl pui, are mare valoare față de orice alt material și nici nu se poate să încearcă imitarea lui. Numai. Am văzut aici inclusiv lemn masiv, băncuțe masive, cuptor de pâine. Aici să le spunem oamenilor că dacă vor trece, când se încălzește, obligatoriu vor opri și vor fi atrași de mirosul de pâine făcută în țăs, pâinea tradițională. Deci aduceți aici undeva în marginea satului, la intrarea Maramureșului istoric, tot ce are Maramureșul mai, mai temeinic și mai consacrat. Da, deci... Mulți au plecat de la țară. Și au uitat, mulți au și uitat. Nu au uitat, au ajuns, și eu, în toate colțurile lumii. Și când se întorc înapoi, nu mai găsesc ceea ce era, nu mai ești acolo. Și unde găsesc, acolo se simt extrem de bine, se regăsesc, de fapt. Am văzut că ați agățat pe pereții acestor birouri pe care le aveți aici, ateliere de lucru, ați agățat fel și fel de obiecte tradiționale, tocmai pentru a-i face să susține veștea. Și noi aveam acasă, toți, eu stau și ascult, și noi aveam de asta, și noi aveam, și păi avea și acum nu mai are. S-a pierdut. Dar de ce credeți că se pierd tradițiile? Împărat, orașul ăsta distruge chiar atât, chiar așa de repede totul? Dintr-o neatenție, deci totul se întâmplă... din cauza unor lucruri sclipitoare care pe moment... De moment. De moment îți ăsta și după aia realizezi că ți-aduc o presiune și nu o liniște. Ți-aduc o presiune la un moment dat, după ce te saturi de ele, ca de orice lucru. Dar din ăsta niciodată nu te saturi. Am văzut că se poartă și aici, ca și în alte zone, puterea exemplului. Cum ați făcut dumneavoastră aici o păstrăvărie, cum au început să facă și alții în zonă? Da, ceea ce am vorbit și mai înainte, adică dacă vecinul a fost în Spania și a făcut de inox, eu dacă n-am fost, ce să nu fac, știți? Nu? Bun, dar acum imitație în sensul bun și constructiv al cuvântului. Deci eu le doresc nicio problemă, le doresc succes și problema e, ce ziceam, mai înainte, nu e exact cum se vede din drum, știți? Dacă nu pui mâna, s-a dus. Bun, deci poate să-i tenteze ideea pe termen scurt, dar e mult de lucru aici și e fața nevăzută. Dacă îți place, merge. Dacă îți place. Deci trebuie să-ți placă ceea ce faci. Dacă îți place... Dați fiind faptul că v-ați dezvoltat pe etape, mai știți cât ați investit aici? Nu mai știu chiar. Așa să vă zic. Nu. Dar rămâneți cu satisfacția unui lucru bine făcut, nu? Da, da, da. Și care nu te obosește...
Satisfacția vine de la clienți, invers, adică clienții dacă pleacă mulțumit, îți creează o stare de bine. Exact, starea de bine a clientului. Bucuros, fericit, nu una cu mormântarea, când toată lumea e supărată și tu trebuie să fii supărat, nu? Exact aici, toată lumea e bucuroasă, starea de bine se transmite mulțumirea muncii depuse. Hai să vedem dacă se bucură păstrăvii când le dați de mâncare. Da. Am văzut că peștii vă cunosc aici. Păi, de 2 ani. Deci 2 ani suntem, de 2 ani suntem împreună, nu? O familie fericită, nu? Sigur. Bun, de unde le aduceți hrana? Sigur, nutrienții pe care îi găsesc ei și descoperi în apă nu sunt de ajuns. Deci nu sunt de ajuns, dar fac parte din o parte din hrana lor. O parte le o dăm naturală, ceea ce adică este secret. Corect, corect, ne scuzați. Este secret. Și cam jumate le administrăm. Este o firmă din Olanda care în toată Europa distribuie mâncare. Este o mâncare de calitate care conține 95% făină de pește. Pește oceanic, uscat și măcinat. Da, da, de diferite dacă, granulații pentru că aveți... Da, mărim, da. Și dacă, nu știu ce am face noi în România, dacă le-am dat numai mâncare de asta, nu ne-am mai încadrat nici în preț, în primul rând. Așa că facem o combinație de care merge foarte bine din una alta, naturale, și atunci ajutăm și gustul și prețul. Deci asta face ca să fie gustul mai deosebit decât la păstrăvii din alte părți. Da. Bun. Da. Este una peste alta, de câtă cantitate de pește vorbim aici, în bazinele pe care le aveți? În bazinele care le avem undeva la 20 toni acum. 20 de tone. Da. Asta este necesarul și eu pentru o vară. Da. N-aveți contracte cu marele mall-uri, cu magazinele mari? Nu, care... nu ne încadrăm să producem decât pentru consumul. Da. Vreau să vă întreb, n-ați încercat să aclimatizați aici și alte suri de pește? Bă, nu, am striță sau altceva. Nu am încercat. Am mai avut păstră fântânel care are nevoie de 2 grade în plus la apa, referindu-mă în jos, nu în plus. Deci în jos spre rece și deja am avut probleme cu ei. Adică mult mai greu. Deci acele are 2 grade e o problemă. Aici este și loc deschis, da. Este da, loc deschis. Aia să la Valea Pune, e apa mai rece, e locul mai sus. Cum vă ziceam, acolo a fost adus primată, acolo se încadrează, aici nu prea. Bun, o cheie a succesului în materie de turism, pentru că acum aveți experiență și ați pornit de la un bazin, de la ceva mic și ați ajuns la ceva mai mare, deci înseamnă că rețeta dumneavoastră pe care o aplicați aici și peștilor și locului, dar și turiștilor, e una bună, nu? Da. Rețeta succesului să nu prea lipsești de aici. Cam proverbul la ochiul să pun în grașă vită? Da, asta e sigur. Dar bun, dar asta nu înseamnă că n-aveți încredere oamenii cu care lucrați, nu? Nu de asta. Deci, ca să puteți să vă plecați cu mai multă atenție asupra a ceea ce faceți, nu? Da, ce vorbeam înainte, deci nu este greu, este mai mult riscant decât greu. Și atunci trebuie să fii aici, să fii atent, deci să fii cu ochii în patru. Pe perioada asta de primăvară, pentru readaptare, bănuiesc că le face și anumite, tratamente tocmai pentru a rezista. Nu. Ei se încadrează
Ei au sânge... Multiplu din alimentație. Da, da, da. Ei au sângele rece și nu au treabă cu temperaturile scăzute, mai mult au, exact ce ziceam înainte, cu temperaturile ridicate. Deci vara, cum a fost vara trecută, ați avut mai multe probleme decât au ei acum iarna. Da. Și ați de treabă, iarna nu vă deranjează foarte tare. Nu, nu. Vă și cunosc, v-a făcut cu mâna, l-a făcut cu coada mai repede. Da. Nu? Deci, oameni buni, treceți Gutinul, vă opriți la intrarea în Maramureșul istoric, opriți aici la Alex și n-aveți cum să nu fiți mulțumiți. Dacă veniți și opriți aici în parcare, mirosul de pâine caldă vă trage de mânecă, vă ia cu forța, vă pune la o masă și păstră vă vine singur, vă salută și pe urmă, Doamne ajută!